Dar aplicarea ei se deosebește de celelalte măsculițe. Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bun venit la canalul Frumuseții Vârstei Elegante! Sunt în grabă, fiindcă mâine plecăm cu soțul la sanatoriu, plecăm în Sergheivca, la sanatoriu Victoria, care este special pentru reabilitarea și recuperarea pensionarilor, dar nouă, ca pensionari, odată la 3 ani, ne dau posibilitatea să facem proceduri de menținere a sănătății. Dar nu trebuia să plec, fiindcă rândul meu este foarte, foarte departe, dar o doamnă a refuzat și mulțumesc, doamnei Agnesa Cazacul, care a refuzat să meargă la sanatoriu și eu acum voi pleca, am decis să plecăm iarăși la sanatoriu, fiindcă cei care urmăresc știți că am fost și iarna, dar atunci soțul a primit, să zicem, de la soțului, îi venise rândul soțului să meargă, fiindcă aceste cure de vindecare sunt gratuite și nu chiar așa ușor le obții. Dar filmulețul nu e, filmulețul de astăzi nu e despre sanatoriu, nu despre mare, ce o să-mi iau la mare, ce o să-mi iau la sanatoriu, dar despre faptul că cineva m-a întrebat, ce faceți atunci când vă grăbiți și ce faceți atunci când vreți să obțineți un lifting, să vă înlăturați oboseala? Și atunci vreau să vă zic, chiar de dimineață mi-am aplicat o mască lifting din cel mai simplu produs, dar cel mai bogat produs, dintr-un ou. Dar această mască se aplică deosebit de celelalte măsculițe. Așa că urmăriți filmulețul și vă aștept cu drag la alte filmulețe. Dacă va fi posibilitatea și voi avea cum de cum să public pe un filmuleț de la locul sanatorial din Sergheievka, din Ucraina, cu mare drag. Dar urmăriți-vă și pe Instagram. Să știți că vă iubesc și cu mare drag mă împart cu voi, cu cele mai bune sfaturi, cu îndemnuri și cu susținere. La revedere și pe curând! Cea mai simplă mască care poate fi. Un ou luăm rece din frigider, este foarte rece. Separăm gălbenușul de albuș. Vai, chiar se simte că este rece. Este de la găinușă, de la țară. Separăm. Chiar dacă se nimerește o bucățică de albuș la gălbenuș. Așa. Eu am acest mini mixer pentru să bat gălbenușul, dar voi puteți cu lingurița să-l bateți. Și albușul. Nu este numai decât să-l faceți spumă. Îl bateți finișor cu furculiță să fie ușor de aplicat. Dacă aveți tenul uscat, sensibil, e de dorit ca înainte de a aplica masca să aplicați crema voastră preferată. Sau aplicați ulei vegetal. Mai întâi o să luăm gălbenușul și vom aplica zonele delicate. Zona în jurul ochilor. Chiar zona pleoapelor. Ridicăm pleoapele în sus și aplicăm. Atent, atent, până la rădăcina firului, rădăcina genelor. E de dorit ca gălbenușul să nu se întindă.
Și ridicăm în sus, ridicăm pleoapele, zona aceasta între sprâncene. Întindem spre periferie. Pe parcursul aplicării măștii, gălbenușul se prinde, se întărește și noi repetăm. Atent! Mai luăm un strat și aplicăm în sus. Ridicăm pleoapa la ridurile în jurul ochilor, spre periferie, în zona sub pleoape, spre nas. Vom aplica masca pe liniile corespunzătoare. Aplicăm în zona nazolabială. Aplicăm pe ridurile nazolabiale. În sus, în sus. Și desigur că decolteul. Decolteul este la fel zona mai delicată, unde se formează riduri. Și desigur cu mișcările de sus, de jos în sus, cu mișcări de jos în sus. Aplicăm pe pleoapa de sus, cu mișcări de jos în sus. Aplicăm pe ridurile în jurul ochilor, spre periferie, în zona, în partea inferioară, aplicăm de la periferie spre centru. La fel repetăm și la celălalt ochi, cu mișcări de jos în sus, spre periferie și spre nas. Zona între sprâncene în sus. Ridurile nazolabiale pe diagonală. Și zona decolteului de jos în sus. Să atingeți toate locușoarele delicate. În jurul buzelor. Aplicăm în jos și spre periferie. Ne mai rămâne un pic de gălbenuș, vom repeta. Puteți să nu spălați periuța. Vom aplica albușul. Albușul începem de la bărbie, pe conturul feței. Vom aplica strat după strat. Să simțiți bine, bine cum se aplică, cum se... Așa, ovalul feței. Și mergem de la unghiul gurii spre ureche. De la mijloc. Mergem spre periferie. Aplicăm spre periferie. Conturul feței. Spre periferie. La bărbie. În sus. E de dorit această mască, când o aplicăm, să stăm în liniște, să nu vorbim. Îndată ce simțim că se încheagă albușul, că masca se încheagă, nu mai vorbim. După ce am aplicat pe liniile, după ce am aplicat pe contur, pe obraj,
Aplicăm un strat cu mișcări laterale în sus. Mișcări în sus. Am aplicat orizontal. Acum mai în sus. Facem ca o grilă. Și în partea. Puteți să aplicați câteva straturi. Și la frunte aplicăm în sus. Și orizontal. Dacă veți aplica din întâi orizontal și pe vertical, nu e nicio problemă. În sus, astfel ca un corset. Se formează un corset. Mai aplicăm o dată stratul de gălbenuș. Aplicăm pe pleoape, ridicăm pleoapa de jos în sus și pe riduri spre periferie, zona de jos, pleoapa de jos, atent spre nas și spre nas. Iată, eu de acum nu pot să vorbesc. Dați să aplicăm și pe nas, că am uitat nasul său. Nasul cu mișcări. Iată așa, mișcări în sus. Pe nas aplicăm. Foarte, foarte. Colteu, am aplicat în sus, de jos în sus. Acum aplicăm orizontal, de la stern spre periferie. Desenăm o grilă, un carcas. Și iată, mi-a mai rămas și în zona aceasta. Și în partea aceasta. Iată cum mă simt și zona nazolabială se strânge. Și o să mai aplic și aici, în sus. Și un strat la buze. Am aplicat în jos, acum aplicăm în sus. Masca se înlătură, masca, nici nu pot vorbi, masca se înlătură cu infuzii de plante medicinale, iar după înlăturare, aplicați o cremă hidratantă de rutina voastră, de rutina voastră. Eu voi aplica o cremă de la Academie Scientific de Beauty, o cremă legeră, care este foarte, foarte fluidă, fluid leger se numește și îmi place foarte mult, foarte bine hidratează pielea și îmi creează un confort și îmi redă un confort foarte plăcut după mască. Iată acest fluid leger, după o mască lifting, este foarte binevenit. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept și la alte filmulețe. Dacă aveți sugestii de măsculițe, de idei de filme, scriți vă rog în comentarii.